Astăzi, la ora de crypto a venit momentul să fac acest videoclip pe care l-am așteptat cu toții, cred că de vreo 2 ani de zile de când a început acest bear market. Și acest videoclip cred că este cel mai important din ultimele săptămâni sau luni și cred că va fi foarte important și pentru matoarele luni de aici. Deoarece o să vă arăt de ce este foarte important să începem de acum DC-ul. Atât pe Bitcoin, cât și pe altcoinuri, dar în special pe altcoinuri. Și o să vă arăt de ce spun acest lucru și o să vă arăt ce s-a întâmplat și în trecut și ce s-ar putea întâmpla și în viitor. Multă lume spunea că haideți să cumpărăm acum Eagle când e 200, când e 250, când e 100. Vă spuneam tot timpul și în Bear Market, și în bull market, pardon, pentru cei mai vechi de pe canal știți când vă spuneam că așteptați, așteptați să treacă timpul, deoarece odată cu trecerea timpul, timpului, alt când în special o să scadă foarte mult interesul, o să scadă, o să pară că nu o să mai vine un burma, că deja ne întrebăm cu toții, o să mai vine un burma, că nu o să mai vină, hai că nu o să mai vină, că iezi din piață tot timpul o să fie astfel de întrebări și o să vă arăt de ce este foarte bine de acum să începem DCA-ul și nu este bine dacă l-ați început acum ceva vreme, dar este perfect normal. Cert este că este cea mai importantă perioadă din cripto din următorii ani și dacă sunteți aici și dacă vă uitați la acest videoclip, felicitări vouă și sper să rămâneți și până anul viitor, deoarece cred că o să vină niște vremuri foarte interesante. Și astăzi uh, îl dezgropăm și pe Dorel. Moneda virtuală cucerește și România. Să faci bani fără să faci nimic. Puc! Și după aia uite cum a scăzut. Bitcoin, is going to zero. Zero. Bitcoin a atins în premieră nivelul de 20.000 de dolari. Când crezi că s-a făcut Bitcoinul tău? de euro, Înainte să mergem mai departe, nu uita să apăsați butonul de like, să lăsați un comentariu să ajungă la cât mai multă lume acest videoclip. În aceste momente sunt aproximativ uh, 176 de zile, 22 de ore, 56 de minute și 50 de secunde până va avea loc următorul halving care putea să fie următorul catalizator pentru următorul bullrun. De obicei știm că toată piața cripto intră într-un bullrun, în special Bitcoin primată, la câteva luni după halving, deoarece nu se întâmplă, vine următorul halving în aprilie, în următoarea zi direct am intrat în bullrun. De obicei se așteaptă câteva luni, deoarece lucrurile se întâmplă în timp, iar mai apoi se începe un nou bullrun condus de Bitcoin, iar mai apoi de altcoin-uri. Mergem pe Bitcoin și am marcat fiecare halving ce a avut loc cu linia galbenă și următorul halving cu linia galbenă. Ce vreau să spun este că, haideți să zicem că suntem cu 200 de zile înainte de următorul halving, da? Aproximativ 200 de zile. Asta înseamnă undeva 21 decembrie 2015. Deci, decembrie 2015, aici undeva. Bun, da? Ce vreau să spun este că, dacă ai fi cumpărat aici ai fi cumpărat aici, ai fi fost foarte bine pentru următorul bullrun. Să spunem că nu ai avut curaj să cumperi aici la 300 de dolari, la 200, chiar la 150, să spune că ai cumpărat înainte de următorul halving. Și ai spus, mamă ce, ce scump am cumpărat, deoarece Bitcoin a fost undeva la 1200 și ai cumpărat la 4, 500, 600 de dolari, da? dar mai apoi acel 500, 600 s-a transformat în 20.000 de dolari uh, all time high din următorul bull market. Mergem mai departe, 200 de zile înainte de următorul halving, asta ne pune undeva prin uh, 21 octombrie 2019 aici, o, undeva octombrie 2019. La fel, dacă ai fi făcut un DCA în această perioadă, dacă ai fi cumpărat Bitcoin la 6.000, la 7.000, la 8.000, poate chiar la 9.600, dar ai fi cumpărat și la 4.000, și la 5.000, și la 7.000 și ai fi avut o medie foarte, foarte bună. Dar, la fel, ai fi spus că ai, ai cumpărat foarte scump Bitcoin-ul și să zic că ai o medie de acumulare undeva la 7-8 de dolari și când te gândești că a fost 20 de mii zici, a, ce ai 3-4 X, da? Dar acel 6-7 s-a transformat într-un 10 X în următorul bull Și să spun că nu ai vândut chiar la 60-70 de dolari, dar ai vândut la 45-50 de mii și tot ai fi avut câteva X-uri bune. Mergem mai departe, suntem în aceste momente la sub 200 de zile de următorul bull da? Suntem în această perioadă. Și la fel, te gândești că a fost 67.000, bitcoin e 26.000, deja din nou ți se pare foarte scump. Te gândești că faci 2-3x și nu e chiar foarte mult. Dar următorul bulan o să fie, cred că, foarte mare și teoretic ar trebui să-și depășească ultimul all-time high și să treacă cu mult de el un target ar spune undeva la 150 plus minus, da? Targetul meu conservator și de aici ne putem duce mult, mult mai sus. Ce vreau să spun este că suntem în cea mai bună perioadă de acumulare de Bitcoin. Dacă nu ai acumulat Bitcoin la 15, 16, 17 sub 20.000 de dolari, este perfect normal, ți-a fost frică, este perfect normal, dar nu ai pierdut trenul. Ce vreau să spun este că dacă începi acum să faci DC de acum până în următorul halving, poate și după halving câteva săptămâni sau luni până nu pleacă foarte sus, o să fii foarte, foarte bine. Și ce înseamnă dca Adică, adică dacă tu ți-ai propus să cumperi de 300 de dolari Bitcoin în fiecare lună de aici până în următorul halving, nu știu, poți cumpăra de 10 dolari Bitcoin în fiecare zi sau poți cumpăra de 3 ori pe lună de 100 de dolari Bitcoin da? și atunci cumperi la 26.000, cumperi la 2,7, poate la 21 dacă o să scadă și așa mai departe. Cert este că dacă cumperi aici o să fii foarte bine pentru următorul bulan. Și mergem mai departe, mergem și pe câteva monede care au performat foarte foarte bine în următorul bull run. și nu spun că se va repeta același scenariu cu aceste monede deoarece este foarte greu să urce două bulanul la rând atât de mult. Ne uităm pe ADA, ADA a urcat foarte foarte mult, a urcat de la 1 cent, de la 0.01, de la 2 cenți. a urcat până în 3 dolari, în 3 dolari. Hai să vedem de aici chiar din bottom cât a fost, aproximativ 16.000%. Bineînțeles, sunt foarte puține persoane în lumea asta care au profitat de acest 16.000%. Ce vreau să spun este că puteți vedea această linie galbenă de aici și pe ADA. Dacă mergem 200 de zile înainte de halving și pe ADA, 200 de zile aici, fac. să fac chenarul verde. e mai dacă ai fi făcut uh, și pe ADA, ai fi cumpărat ADA la 4 cenți, ai fi cumpărat la 3 cenți, ai fi cumpărat la 6 cenți, ai fi cumpărat mai jos 4 cenți, poate, poate și la 2 cenți sau poate sub 2 cenți. Ai fi avut o medie de 3-4 cenți dacă ai fi cumpărat ADA înainte de, urmă, de halvingul Bitcoinului. Ai fi fost foarte bine pentru următorul bulan, dar repet, tu nu știai că o să urce ADA, dar știai că sute de monede acolo nu știai pe care să acumulezi. Și atunci, dacă tu te uiți la anumite proiecte pe care vrei să le acumulezi și cumperi înainte de acest halving și faci DCA, adică nu îți pui toți banii astăzi, îți cumperi moneda X, ți-ai gustos toți banii și acolo e și ne mergem în următorul bulan. Nu, faci un DCA pe mai multe monede. Mergem mai departe, mergem pe Matic. Matic la fel, a urcat foarte, foarte mult în următorul bulan. A urcat de la 0.007, mare atenție, 0.007 până în zona de 3 dolari. Matic, cred că a urcat deci chiar din bottom, Undeva la dublul urcării pe ADA, 33.000 la 100. Bineînțeles, sunt foarte puține persoane care au prins exact uh, bata și exact topul, dar la fel, 200 de zile înainte de matic, ne punem undeva prin uh, octombrie 2019, uh, punem. Uh, dreptunghiul nostru sau pătraceni ai și mai dreptunghi. La fel, dacă ai fi acumulat matic aici, dacă ai fi făcut un DCA la un cent, la 3 cents, la 4 cents, la sub un cent, da, ai fi fost foarte bine pentru următorul bulan. Ce vreau să spun este să acumulezi înainte de halving și un pic după toate altcânele pe care le vrei tu. Acum a venit momentul mult așteptat pe care l-ai așteptat de 2 ani de zile să cumperi, să cumperi, să cumperi. Foarte multă lume a spus în ultimul bulan, abia aștept să vină bear atât o să acumulezi de... Și acum unde sunt oamenii Nu mai sunt în cripto sau foarte multă lume a, a ieșit, da? Și a rămas și destul de multă lume. Sincer să spun este, sunt uh, destul de surprins de că a rămas și destul de multă lume, da? Cert, cert este că a, a rămas multă lume, dar trebuie să cumpărați de acum până în următorul halving și puțin după și să mai avem încă răbdare, încă câteva luni, deoarece o să vină și următorul bulan. Pe Solana nu avem foarte multe date, Solana s-a lansat prin, prin august 2020 pe Binance, dar și Solana după halving a avut încă un dip, iar mai apoi a urcat foarte mult. De la 1 dolar s-a dus până în 250 de dolari, 250x Mergem mai departe pe BNB. La fel, pe BNB, de aici până în octombrie 2019, da, octombrie 2019, același lucru, puteți vedea și pe Binance Coin. 200 de zile înainte de halving, ai fi acumulat BNB, ai fi făcut un DC, ai fi fost foarte bine pentru următorul bull run. Chiar un pic după halving, ai fi fost foarte bine. Și acum vin două tabere ce poți face? Să cumperi Bitcoin prima dată, da? Cumperi Bitcoin, aștepți ca Bitcoin să urce prima dată, iar, iar mai apoi ți-am arătat când urcă BTC, de când urcă dominanța foarte mult după halving, deoarece acest lucru se va întâmpla. Vedeți aici. Va urca dominanța prima dată după halving, la câteva zile, poate săptămâni sau luni, va urca dominanța și aici este momentul să vinzi Bitcoinul și să te muți în coin-uri. Când se va repeta același scenariu, când dominanța va urca foarte mult după halving, când Bitcoin va pompa, aici va fi momentul când va trebui să vinzi Bitcoinul în coin-uri. Dar ai două uh, două cazuri. Cumperi Bitcoin prima dată, aștept, aștepți acest scenariu să urce Bitcoinul, iar mai apoi din Bitcoin să te muți în altcoinuri, da? BTC. Și după aia să te muți în altcoinuri. Alți al, al, sau poți cumpăra doar altcoinuri și să ai foarte multă răbdare, deoarece va veni și momentul altcoinurilor. Dar altcoinurile se vor mișca doar după ce Bitcoin se va mișca. Da? Deci fie cumperi doar altcoinuri și aștepți și după ce urcă Bitcoin o să urce și altcoinurile, sau cumperi Bitcoin și după aia din Bitcoin te muți în altcoinuri. Sau poți cumpăra și 20%, 30%, 40% Bitcoin și restul altcoinuri, cum vrei tu. Mergem mai departe și pe Ethereum. Ethereum, la fel, 200 de zile în de uh, ultimul halving, aici octombrie 2019, la fel, ai fi cumpărat Ethereum la 160, 140, poate poate și 90, ai fi cumpărat și la 250, dar ai fi fost foarte bine pentru motorul bulan, ți-ai fi umplut saci de Ethereum și l-ai fi vândut la 2, 3, 4, 5 mii de dolari per bucată pe Ethereum. Ce vreau să spun este că nu mai contează dacă o să vină un crash și eu cred că o să mai vină un ultim crash înainte de următorul halving, să fie ultimul shakeout să iasă foarte multă lume din cripto. Nu mai contează dacă mai vine un crash, dacă mai scade sub 1000. Cert este să faci DCA săptămânal sau zilnic pe monedele pe care le vrei tu, până în următorul halving și puțin după. Da? Cam asta este regula bazat pe trecut. Ar trebui să avem același lucru și în viitor bună și lucrurile se repetă de orice, Emoțiile rămân la fel, lucrurile sunt ciclice și în special, mare atenție, o să vină și un spot ETF aprobat pe Ethereum. Când se va întâmpla acest, lucru? Nu cred că Cred că este doar o chestiune de timp până se va aproba și spotul pe Bitcoin și pe ETH, și pe ETH când vor vrea oamenii mari cu bani, oamenii din spate, da? Când se va întâmpla acel spotitiv și pe Ethereum, cred că toată piața de altcoin va urca destul de mult. Atunci începem acumularea, da? Înainte ca aceste lucruri să se întâmple. Și nu mai contează că scade la 1200, 1300, 1400, chiar la 700, 800, noi facem DCA deoarece știm că o să vină și perioada asta de urcare. Mergem mai departe și pe ETH-BTC. M-aș un pic la ETH-BTC în aceste momente, deoarece în primul bear market pe care l-a simțit ETH pe piele foarte mult, în primul bear market ETH a scăzut minus 86% în paritate cu Bitcoin, da? Minus 86%. Dar priviți când a făcut bottom în paritate cu Bitcoin. A făcut cu câteva zile, cu câteva... Uh, cu câteva zile multe, înainte de următorul halving, undeva la 200 de zile, 200 de zile, deja a avut uh, bottom în paritate cu Bitcoin și de acolo s-a dus doar în sus ETH în paritate cu Bitcoin. Mergem pe DOT, Polkadot a scăzut deja foarte mult și vă spun că îmi place Polkadot, sunt aproape toate monedele în circulație și cred că Polkadot o să evolueze foarte bine în următorul halving, dacă nu se întâmplă lucruri majore negative acolo. Cert este că DOT este în aceste momente la minus, minus 86% după o scădere de câte zile. Să pun chiar de aici. A scăzut Polkadot de 875 de zile, este tot în scădere și nu doar Polkadot și toate altcoin în paritate cu Bitcoin. Da? primul bear market pe altcoin nu este cel mai greu, foarte greu. Și anumite altcoin-uri și majoritatea altcoin-urilor cred că nu o să-și mai revine la cele all-time high-uri în paritate cu Bitcoin, cum nu a reușit nici Ethereum, deoarece pe long term doar Bitcoin va câștiga. Dar ne folosim de altcoin deoarece altcoin le vor face cel mai multe x și în următor burran. Și atunci cred că și Polkadot va face un bottom înainte de următorul halving sau în perioada următorului halving și atunci aici este foarte bine de acumulat Polkadot cu 200 de zile înainte de halving și puțin după. Mergem mai departe și pe moneda noastră, pe e de la fel. În aceste momente, deja Egold a scăzut a scăzut minus 91%. La sută. Eu nu spun să cumpărați Polkadot sau ego sau așa mai departe. Știți monedele pe care le prefer eu și pe care o să le acum le și o să mai fac video pe această temă. Eu vreau doar să vă prezint ce s-ar putea întâmpla în următorul bull run și ce s-a întâmplat în, urmă, în ultimul bear market și în bulan. Deoarece dacă analizăm trecutul ne putem baza și pe viitor, da? nu în linii mari, dar cam asta ar trebui să se întâmple. Egold, minus 91% în aceste momente și s-ar putea să aibă un bottom în paritate cu Bitcoin în următoarele luni. Și la fel, nu trebuie să prindeți exact bottom trebuie să faceți DCA și pe Egold, da? DCA, 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 până înainte de halving sau până după halving la cum merg lucrurile și o să vă mai țin la curent. Cu ce trebuie să rămâneți? Este că dacă voi vreți să acumulați 10 altcone-uri pe care ați spus voi ochii, din punctul meu de vedere și nu este un sfat financiar, cred că este foarte ok de început din această perioadă și de avut foarte multă răbdare. Nu trebuie să vă panicați dacă nu ați prins exact uh, bottom-ul, trebuie doar să faceți D.C. Cred că am spus asta de zeci de ori în acest videoclip. Doar să facem DCA și să avem foarte multă răbdare. Și trebuie, trebuie să facem mult research în perioada următoare, să vedem care ar putea fi narativele uh, care ar putea juca următorul burhan și cred că narrativa supremă va fi hai să spun, care, care, va fi? Exact, va fi AI-ul. Cred că narrativa de AI va fi cea mai importantă pentru următorul buran și atunci, dacă vreți să acumulați altcoin cred că este perioada cea mai bună de acumulare până în următorul buran. Dar mare atenție, cred că va mai fi un ultim shakeout. Încă un ultim crash să sperie încă o dată masele, să mai iasă oameni, iar mai apoi când toată lumea va crede că nu va mai veni un buran, atunci va veni un buran. Uh, Cam atât pentru astăzi. Sper că v-a fost de folos acest videoclip și vă mulțumesc de toată susținerea voastră. Pe data viitoare!